Da, în țară, situația, după câte vedeți, se menține tensionată în privința acestei coronavirus, că altfel nu putem să-i spunem. Ați văzut, sunt cetățeni care mint, cetățeni care nu-și asumă faptul că au trecut prin zone de risc, dar cel puțin nu le face cinste. Facem următoarea precizare, pentru că după discuția despre prezența domnului Bucura, proaspăt sosit în Italia ieri în acest platou, faptul că eu port acest microfon, pe care nu știu dacă l-ați dezinfectat între timp. Da. Stimați colegi, domnul Buzoianu stă pe acel scaun, n-am vrut să existe niciun fel de risc pentru telespectatori, n-aveți niciun motiv să schimbați canalul, uitați. Ne-am asumat totuși și această situație. În momentul de față sunt toate măsurile stabilite, regulamentar stabilite de protecție împotriva coronavirus și în această emisiune. Putem să cerem și o părere a unui specialist dacă faptul că purtam pe cap. Aș vrea să încercăm să-l contactăm pe domnul Străinu, cercem să știm dacă în momentul de față suntem suficient de bine protejați în această emisiune împotriva acestui flagel nenorocit care amenințează și România și o grămadă mincinoși nu recunosc. Și Dan Bucura putea să spună, doamne, eu vin de Germania. Dan Bucura, dar sincer, frate, și spus. Deranjat că a venit din Italia, nu a fost el oprit. El ar fi vrut să fie în carantină. El ar fi vrut să fie oprit în mod serios, riguros, să fie trecut prin tot felul de teste. Lăsa să zburde liber. Și a venit, zice, doamne, e incredibil, am coborât din avion, nu era nimic, pur și simplu. Dar ai văzut că tu Dormușea că modera așa emisiunea? Am văzut că era destul de... Era foarte reținut, așa era. Păstra oarecare distanță față de invitat. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu celebra emisiune Bună România, emisiune aflată într-o ușoară carantină.